Am revenit, doamnelor și domnilor, suntem în studiourile Bucovina TV, suntem la 90 de minute exclusiv. Alături de noi se află viceprimarul PNL al municipiului Suceava, domnul Lucian Hașovski. Domnule Hașovski, destul de complicat va fi cu PSD-ul anul ăsta. Din nefericire a fost complicat și anul trecut cu ei. Dar nu aveți majoritate, de ce vă mai interesează părerea lor? Nu, domnul Chira, ei au niște voturi în spatea sucevenilor. Păi nu prea au, și... mai multe aveți voastră. Da, și cu dar e normal că la un moment dat și acele voturi să vină pentru proiectele sucevenilor. Adică stați un pic, că mă luați și pe mine, mă strângeți și pe mine. Că Lungu are 1,8 voturi din Suceveni. Adică pentru ceilalți ce trebuie să nu fac nimic? Nu, 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 nu la asta m-am referit. Dar la ce? Vedeți, noi asta avem proiecte unde e nevoie și de votul lor și aici ei știu. E votul. Ce înseamnă două treimi? Înseamnă parcări. 3 părți la 3, vezi că te-ți rămâni. Păi nu, înseamnă 16 voturi și noi avem doar 12. Cum veți face? ALDE, am văzut că votează alături de Suceveni, nu de PNL. În anumite rânduri au votat chiar foarte bine anumite proiecte. Și am spus că eu sunt persoană... Adică când știu să mulțumesc, 3, ar mai fi trebuit 1. Nu se poate. Fără o parcările de reședință, poate. De exemplu, fixistul meu, cum mi se spune. Nu, nu, un vot mai trebuie. Și a zis că a spus, ei știu că au acest lucru și tot caută scuze. Dar nu te poți pune la tot și la toate tot timpul, domnul Chiera. Nu poți, la un moment dat trebuie să iei o decizie. Așa cum sunteți voastră ambiție. Vor vota, vor vota la un moment dat unul din colegii de acolo care sunt oameni cu bun simț și oameni care știu de ce au fost votați de suceveni și care răspund poate în fața sucevenilor, la un moment dat vor da un vot. Îl vor da și vor da din conștiință, nu că îi spune Hașovski sau nu știu cine. Îl vor da. Iar ei văd acest lucru și se opun la tot. Dar nu e normal să te opui la tot. Vorbim de proiecte, iarăși. Un proiect făcut de ei, domnul. Ah, da, au un proiect. Redeschiderea pasajului de la Carrefour. Au venit cu un proiect de principiu de redeschiderea pasajului, în care noi l-am votat. Și am spus clar, domnilor consilier, vreți să vă dăm și un termen ca să-l și deschideți, nu numai doar așa să fie populist. Aia să vedem. Așteptăm să redeschidă. Eu le pun la dispoziție toate datele, inclusiv experții cu care am discutat să vină, să-l finanțeze, că e nevoie de bani, și să redeschidă acel pasaj. Să spună cum deschide pasajul subteran în condiții în care normele îți spun să ai lift sau scară rulantă. Lăsăm trecerea de peton deasupra sau o anulăm? Pentru că a fost la un moment dat o știre făcută, un comunicat de asta de presă, dat pe genunchi, cum dau ei. Nu e posibil ca deasupra unui pasaj să fie o trecere de peton. Ei, vă spun eu că dacă se deschide pasajul și nu se pune lift sau scară rulantă, va rămâne trecerea de peton, pentru că ai nevoie de normele europene să lași pentru persoane cu dizabilități sau copii cu căruț, da? Și atunci unde trece lumea? O ia pe de-a dreptul pe sus sau se trece prin pasaj? Cred că nu vă înțeleg. Dumneavoastră, de fapt, nu vreți să se deschidă da, pasajul? Ba da, vrem să se deschidă, adică, dumneavoastră... numai că noi am făcut pași în acest sens, dar am tot fost... Dumneavoastră căutați a fost motive criticați. Pentru care nu se poate deschide Nu, pasajul. Eu v-am spus motivele pentru care este greu de deschis. Mai ales că până martie... Nu rezolvă o problemă pasajul, nu e normal? Ba da. Și atunci de ce nu faci... Nu, nu, dar eu am spus că au un proiect ei și vreau să văd cum lucrează la acest proiect. Și îi ajutăm, dar nu în sens rău, chiar îi ajut. Și să spunem, da, mă, împreună am deschis pasajul. Sau ei l-au deschis și noi doar am făcut ceea ce trebuia. Din martie 2018 expiră obligativitatea impusă de normele europene ca parcările subterane din centru să fie gratuite. Da. Nu, nu era obligativitate să fie gratuite. Să nu se scoată profit pe ele. Profit. Păi... Proiectul a fost făcut atunci pentru a prinde și punctaj, pentru că vorbim de punctaj, să nu se încaseze nimic. Noi, teoretic, puteam încasa pentru cheltuieli de mentenanță, de funcționare, căldură, apă caldă. Am ales să nu facem și am făcut foarte bine. Uitați-vă că proiectul a fost aprobat, este făcut. Din martie vom lua o decizie, atât cu parcările subterane, cât și zonele din zona centrală. Vorbim de Nicolae Bălcescu și ce mai este acolo. Va trebui să găsim o soluție. Pe martie trece luna ianuarie, da. Gata? Da. Februarie, și ședința de Consiliu Local vom aproba o strategie, nu numai discuții, nu numai dezbaterii publice. Va trebui ca parcarea subterană să intre într-un regim de taxă, nu mai trebuie să vedem exact care este acel regim, în ce interval orar, pentru cei din zona, dacă vom găsi posibilitatea de abonamente pe timpul serii sau nu, aceste lucruri încă nu sunt stabilite și de ce să vă dau un răspuns care ulterior poate să fie altul. Parcarea cu taxă a avut, fost un succes în Suceava? Da. Da. Parcarea cu taxă nu a fost un succes, că am încasat noi 400.000 de lei, 4 miliarde de lei vechi într-un an de zile la magazin Bucovina, hotel Bucovina, Piața Mare, respectiv zona Palatului Administrativ, Muzeul de Științe Naturale. A fost un succes pentru că atunci când mergi în aceste zone, ai șansa să găsești și o parcare.
liberă. Chiar dacă dai un leu pe jumătate de oră și nu s-au mărit taxe și impozite, că a fost propunerea cu 3 lei, am spus nu, rămân la 2 lei, că e normal să rămână 2 lei pe oră, veți vedea că veți găsi la bănci, veți găsi în fața paragrafului. Dar sunt foarte multe mașini care sunt parcate acolo și care nu au niciun bilet în... Vă dați seama că poliția locală aplică amenzi și aplică legea în continuare. Sucevenii sunt din ce în ce mai disciplinați și cred că acest lucru este bine. V-am spus, nu e vorba de acei 2 lei care încasează primăria, cu toate că orice sursă de venit este binevenită, e vorba de faptul că atunci când mergi găsești o parcare liberă. Și sucevenii din zone au fost cei mai nemulțumiți, pentru că noi am spus clar, impunem aceste taxe și taxe, aceste parcări ocupate în zonele preponderent comerciale sau administrative, nu rezidențiale. După ce vom face și parcările de reședință și vom avea parcări mai multe în municipiul Suceava, în funcție de solicitările sucevenilor vom lua o altă decizie. Dar până atunci nu avem de impus taxe pe aceste parcări care sunt între blocuri și așa mai departe, cum solicită foarte mulți, vin și spun, dăm 100 de lei, 300 de lei pe trimestru, dați în parcarea. Nu se poate. Nu se poate. Domnul și domnilor, l-avem la telefon pe viceprimarul PMP al municipiului Suceava, pe domnul Marian Andronache. Bună seara, domnule viceprimar! Bună seara, domnule Chira! La mulți ani! Bună seara, invitațiilor noastre! Doar unul, bună seara! Domnul Andronache, nu știu cum să vă iau, că ne-am încălzit aici cu liderul de grup de la PSD, domnul Vasile Mocanu, ne-am încălzit și cu domnul viceprimar Hașovski. Întrebarea de bază este 2018, bugetul pe 2018. Îl veți vota? Vă lasă, hai să o iau altfel. Vă lasă conducerea partidului, conducerea județeană, domnul Popovici, să votați bugetul pe 2018? Conducerea județeană nu este reprezentată de domnul Cornel Popovici. Conducerea județeană are un președinte interimar, domnul președinte executiv Eugen Tomac. Și nu e o problemă de conducere județeană, națională, este o problemă efectivă a majorității, ne-am asumat această majoritate, Suceava trebuie să meargă înainte. Eu sunt convins și din discuțiile care le-am avut până acum, 2018 va avea un buget realist, 2017 într-adevăr a avut un buget cam supraevaluat, undeva la 421 de milioane de lei. Bugetul de anul ăsta va fi undeva la 307 milioane lei, un buget care într-adevăr poate avea o execuție foarte bună, deoarece anul trecut am rămas, primăria Suceava a rămas și cu multe datorii către furnizori. Ce veți face cu datoriile astea? Este normal că datoriile se vor plăti, datoriile sunt incluse în bugetul 2018. Este normal să plătim întâi datoriile și după aia să ne gândim la lucrările noi care urmează să le facem. Sper să fie bani și de investiții. Am discutat mult și azi am avut discuții cu consilierii în majoritate, majoritatea PNL-PMP și am avut discuții și cu consilierii ALDE. Din păcate, cei de la PSD, consilierii PSD, nu au venit la această întâlnire să avem discuții pe buget. Da, cum comentați? Eu cred că am avut lămuriri destul de bune și cu consilierii de la ALDE, în așa fel încât sunt convins că bugetul trebuie să treacă, pentru că, încă o dată vă spun, este un buget chiar realist în acest an. Cum comentați atitudinea celor de la PSD, refuzul lor de a veni la discuția cu ușile închise, cerută de primarul Sucevei? Nu comentez în niciun fel, nu știu. E justificată poziția este... lor? Au motive din punctul meu de vedere? Din punctul meu de vedere nu au motive, pentru că trebuia să intereseze într-adevăr situația bugetului pe 2018. Nu ar fi avut niște discuții acum în prealabil, ar fi văzut într-adevăr ce înseamnă bugetul pe 2018, așa dacă vor avea numai mapa în față și îl vor consulta numai dumnealor fără a primi explicații, nu știu, poate să fie destul de greu pentru unii dintre ei să-l înțeleagă. Domnule viceprimar, un ultim subiect pe care aș vrea să-l discut cu dumneavoastră, dacă vă permite situația și
dacă puteți spune, ce se întâmplă la partid? Anul 2017 s-a închis destul de învolburat din perspectiva alegerilor la nivelul organizației județene. V-ați anunțat în ultima parte a anului trecut candidatura pentru funcția de președinte al organizației județene Suceava. Ce mai e la PMP Suceava în momentul de față? Când faceți alegeri? Au fost, știu, niște probleme interne, dar astea sunt ale partidului. E normal într-un partid democratic cum e PNP-ul să fie și unele învolburări. Demarăm alegerile pentru... s-a convocat conferința județeană de alegeri pentru Consiliul Executiv Județean de data de 10 martie. Am stabilit o comisie de organizare și desfășurare a alegerilor care își intră în atribuții în așa fel încât eu sunt convins că cât mai avem o lună și ceva până la 10 martie atunci să organizația județeană Suceava să arăt un consiliu executiv județean performant și partidul va avea tot o altă față. Veți candida pe 10 martie? Vă mențineți dorința de a deveni președinte? Am anunțat candidatura și o mențin. Nu sunt omul care să dau înapoi. Și sper să am alături, deja construiesc echipa, să am alături de mine o echipă competitivă. Am înțeles. În condițiile astea înseamnă că dacă veți merge la județ, e posibil să vă doriți să mergeți și la Consiliul Județean Suceava în 2020. Nu neapărat. Astea vom vedea. Vom vedea în funcție de evoluția lucrurilor. Avem alegeri europarlamentare, avem prezidențiale până la locale din 2020. Mai de muncă, da. E mult. Mulțumesc frumos, domnule viceprimar. Să aveți succes în 2018. Mulțumesc și vă doresc o seară bună și emisiune plăcută în continuare. Mulțumesc frumos. Era puțin supărat sau mi s-a părut mie? Cine? Domnul Andonache. Nu cred, nu știu, aici te să întrebați pe dumnealui dacă era să mă supărat. Așa, dar n-am reușit să aflu așa ce s-a întâmplat la ștanul lui trecut. Asta o să trebuia să faci dumneavoastră într-o emisiune în care îl veți invita pe dumneavoastră. 10 martie? Va fi PMP-ul după alegeri din 10 martie partenerul dumneavoastră? Da, este partenerul nostru. Acum, după 10 martie va mai fi? Da. Va câștiga domnul Popovici alegerile și eu va trebui va să... va fi în continuare, pentru că vorbim de un vot dat la începutul acestui mandat în 2016. Se pot schimba foarte multe, domnule Chiera, dar haideți să trăim și să vedem. În Consiliul Local sunt doi consilieri, domnul Andronache și domnul Constantin Munteanu, care noi colaborăm foarte bine și cu care facem această majoritate simplă prin care încercăm noi să rezolvăm din problemele sucevenilor. Mă gândesc că dacă au dat afară din Consiliul Local de la PSD, ce ar fi să dea și la PMP? Lăsați-mă și cu datul afară la consilierii locali la PSD. Nu mai stârniți că deci, are rost. Avem timp, puteți. Păi acum, dar acum mâine pe mine trebuie să le repunem pe domnul Boberski înapoi în funcție. Mâine sau pe mine? Când trebuie să repuneți? Zilele următoare, și pentru că a câștigat în instanță. Păi, va trebui să respectăm legea. V-a cerut să le repuneți? Încă nu, dar e curând. Și de ne știți că o să vină cu dorința asta. Aveți așa un feeling. Stați puțin, cum de unește, dacă mergi în instanță și te judeci că ai fost dat abuziv afară, că democrația a murit în PSD și au demonstrat-o instanțele, mai mult ce pot să spun eu. Vom vedea ce va fi, pentru că e destul de complicat. S-au mai validat încă vreo doi consilieri de atunci, de când a fost dat domnia sa. Am înțeles că și un posibil consilier local a câștigat și el în instanță. Tot așa. E treaba lor, e bucătăria interă, nu comentez, numai că aceste lucruri bulversează Consiliul Local și administrația locală și trebuie să... Păi da, să vedeți cât scandal sau cât, știți scandalul care a fost la început și tot așa n-au votat proiectele. Păi ce se întâmplă la PSD? Cu ce vă afectează? Că dumneavoastră tot vă faceți treaba, vă votați. Noi facem treaba, dar... Liniștiți acolo? Nu chiar liniștiți, pentru că nu trebuie să fim liniștiți, trebuie să facem treaba cât mai bine, nu în modul liniștit, cum spuneți dumneavoastră. Vom vedea ce va fi, dar încă o dată, ei dau afară, ei pun înapoi, vom vedea ce va fi. Important este să respectăm legislația. Și dacă respectăm legislația, cred că lucrurile sunt în regulă. Că nu ne convine câteodată această legislație, nu avem ce face. Trebuie asta să spunea și domnul Mocanu mai devreme, să respectăm legislația, dar nu doar să găsim scuze. Și pentru că vorbeam de proiecte, uitați un proiect iarăși care a fost blocat sau amânat de votul PSD-ului, proiectul cu punctele de colectare a deșeurilor îngropate, aceste buncări îngropate, cu salubizarea. Ați văzut și dumneavoastră
În anul trecut ne-am chinuit la câteva ședințe și ei tot n-au votat, după care l-au votat. Am pornit licitația, trebuia să fie pe 1 noiembrie, au fost contestații și iarăși contestații. Vă pot spune un lucru, din 180 de puncte contestate, 180 de puncte, domnule Chira, la 4 au spus cei de la CNSC că trebuie să facem niște remedieri. Nu s-a anulat licitația. Una era cu 4% taxa de redevența care au propus-o cei de la PSD. De ce am pus noi 4%? Și a trebuit să căutăm o explicație. Două erau minore și un lucru foarte interesant, ca să vedeți noastră ce spune reprezentantul guvernului, că CNSC-ul țin de guvern. Noi am pus acolo în caietul de sarcini o condiție. Punctul de colectare temporar să fie pe raza 25 de kilometri în municipiul Suceava. Pentru că, fiind mai departe, până se deschide moara, înseamnă costuri mai mari. Nu? Duci gunoi acolo, de acolo îl lași și îl vei aduce cândva la moara. Și primăria trebuie să plătească. Ne-au spus că este măsură restrictivă asta cu 25 km și să punem unde vrem noi. Și atunci am scos această restricție cu 25 de km, dar am gândit iscusit și noi, cum spun unii, și am pus un tarif maxim. Adică poți să transportești la București, din punctul de vedere, dar nu dă mai mult de atât. Cam asta au fost ce au spus cei de la CNSC și se pare că RER-ul nu le convine și au s-au dus în instanță. Vă pot spune că avem validarea pentru 31 ianuarie la noua licitație, sau continuarea licitației, 31 ianuarie... Pentru salubrizare? Salubrizarea, da. Salubrizarea punctei îngropate. Însemnând 100 de puncte de colectare îngropate și 100 semi îngropate. E un proiect demarat de noi în 2014, în martie. Da? S-au înscris până acum, știți? Până acum nu s-au înscris, vom vedea ce va fi, dar iarăși un proiect important pentru Suceveni și dacă mai avem un termen, cred că pe 22 la Curtea de Apel, dar spunem noi că vom câștiga, pentru că nu prea au ce contesta cei de la RER. Licitația se va ține, spune, pe 31 ianuarie, în principiu. Vom avea la un moment dat un câștigător, dar riscul este ca și iară să se conteste câștigătorul. Așa e nebuloasa asta legii publice, a legii serviciilor complementare. Dar e un proiect care ține la el, la fel cum ține la cel cu parcările, care la un moment dat va răzbândi, ca să spun așa, și va răzbândi, va ieși și domnul, lumină, se va vedea. Și domnul Andronache și domnul Mocanu, domnul Andronache mai v-a luat, sau dintr-o cu tot o altă perspectivă, domnul Mocanu mai pe direct, v-a acuzat că bugetul pe anul trecut a fost un buget... Cum domnul Andronache ne-a acuzat că bugetul, eu n-am înțeles. Nu, v-a acuzat. A explicat că bugetul pe anul trecut a fost un buget ușor umflat. Nu, dar am spus cu toții că a fost ușor și umflat. Că, dar nu, fac datorii și ce facem? Domnul Andronache și spus că plătim întâi datorii. Păi, da, asta facem și noi acum, deci câtem datorii. Deci o să plătim datorile. În 2018 nechipzuința dumneavoastră din 2017? Da, nu, stați puțin. Nu vorbim de nechipzuință. Eu nelămurit. Domnul Chira, mă provocați. Dacă nu aveați aceste pauze, dacă nu aveați aceste pauze cu telefonul, poate scoteați mai mult de la mine în seara aceasta, dar acum m-am mai relaxat cât am așteptat, cât au vorbit colegii la telefon. Dar ce ar trebui, să scot? Nu, păi eu știu dumneavoastră. Haideți să vă spun un lucru. Bugetul pe 2017 a fost un buget mai mult estimat, mai mult decât trebuia. Populist. Populist. Dar populist în sensul că se așteptau fonduri europene. Da? Noi nu aveam de unde să știm în ianuarie 2017 că ghidul de finanțare apare abia în iunie și că, uitați, suntem în 2018 și nu sunt proiecte depuse, că n-au primit avizul de la organism intermediar, de la SSD-ul și mai departe. Asta țineau de guvern. Da? Guvern. Și noi, dacă nu le prindeam în buget la începutul anului, nu mai puteam prinde nimic. Am o parcări de reședință, da? 2 milioane de lei prins anul trecut. Nu s-a făcut niciuna. Nu cred că din banii ăștia europeni plăteați datoriile care le-ați făcut acum. Stați puțin. Vă rog. Iarăși, estimările de încasări s-au făcut în funcție de o creștere a PIB-ului cu 7%. Noi suntem pe deficit de 3% acum. Da? Păi, când lumea are bani, vine și plătește. Economia duduie, cum se spunea. Vedeți că totul e roz. Cresc salariile, cresc pensiile, scade TVA-ul. Cât e pâinea, domnul Chira? Mopanu. Au scăzut TVA-ul și au spus, a fost 2 lei, 2,20, 2,50. Dacă toate cresc, dar nimeni nu spune lucrurile acestea. Vedeți ce înseamnă televiziuni prietene la București, al celor care guvernează? Te mai găsesc vinovați. Era și un banc pe rețele de socializare zilele acestea. Culmea PSD-ismului. Să dai jos două guverne și să dai vina pe Klaus Iohannis. E al doilea banc pe care mi-l spuneți în seara asta. Dar pot să vă spun mai multe referitor la astea, pentru că zilele acestea, ați văzut dumneavoastră ce circulă pe românii creativi din acest punct de vedere. Dar cam despre asta vorbim noi. Nu acuzați administrația locală că a fost optimistă. A fost optimiști.
Și în acel optimism s-a făcut. A fost buget de dezvoltare. S-a văzut ceva în oraș. Pe de la 400 și se va vedea. Și la 307 e multișor. E... Nu e multișor deloc. Nu e multișor? Nu. Păi sunt aproape 20% cele 32 până la 40 de milioane de lei pierdute prin taxa valoarea adăugată Revoluția Fiscală a PSD-ului, care pierde Suceava, adunați dumneavoastră. Da, 40 am pus. Și calculați diferența, calculați diferența până la 400, este exact diferența din banii de salarii ale profesorului, care nu mai intră în acesta prin primărie. Bun. Merge direct la inspectorat. Datoriile... Ia să vedeți, vă dă calculul, eu să... Datoriile cum le-ați acumulat? Că nici pe banii... Datoriile au fost acumulate pentru că încasările n-au fost preconizate. Cât, sau n-au cât fost ați reușit să realizați? Deci noi am undeva la 60%. De ce? De ce v-am spus de ce? Pentru că lumea n-a avut bani. Nu a avut bani. Lumea n-a avut bani și nu a plătit. De asta. Deci nu spuneți că e buget obiectiv. Calculați dumneavoastră. Bugetul de anul ăsta plus banii care îi pierd la guvern 40 de milioane de lei și vedeți, întrebați și vă pot da mâine datele că n-am venit cu fila de buget aici. Vedeți exact cât erau banii care intrau prin conturile primăriei și mergeau la inspectoratul școlar, care acum merg direct, că au modificat legislația și e foarte bine. Ca să nu mai treacă pe la primărie. Da. Și să vedeți dacă se apropie de 400 de milioane. Sunteți mulțumite așa cum s-au dezăpezit în zilele acestea? Da. Știți, sunt propazeri de cazuri de spitalizări. În tot județul. Bun, Suceava e în top, nu, în municipiu. Nu. Luați datele la spital, vă rog. Deci sunteți mulțumit. Da. Întotdeauna e loc de mai bine. Întotdeauna am spus clar, dezăpezim, nici n-am avut o iarnă grea, domnul Chira. Acum, dacă avem puțină zăpadă, hai să ne bucurăm de ea. Eu ne-am spus tuturor. Să dezepezește foarte ușor, dai cu feonul pe trotuar și lusuși trotuarul, dar pe ce bani? Și nu ne plânge că nu avem bani. În municipiul Suceava s-a circulat destul de bine, tot ce s-a sunat pe dispecerat s-a programat și s-au făcut, chiar și astăzi au mai fost anumite străzi de pământ, cum le spunem, sau cu balast, unde a trebuit să se acționeze. Dar nu au fost cazuri de derapaje, am vorbit la poliție, nu au fost accidente datorită poleiului, nu au fost căderi pe gheață, tot așa, datorită faptului că e polei. Dar, repet, întotdeauna e loc mai bine și e modul meu de a fi așa, că dacă le mulțumește azi, spunea, e mulțumit viceprimarul, nu. Întotdeauna trebuie să găsim să fie mai bine, dar e mulțumitor. Personal, pe plan personal, dumneavoastră, ca viceprimar, ce vă propuneți în 2018? Să nu spuneți parcări de ședință, că... Pe plan personal, pe plan administrativ, hotărâți. Personal înseamnă familie, din punctul meu de vedere. Nu, personal, din perspectiva viceprimarului. Autobuze electrice licitate. Adică o chestiune care se scrie. Aici, da. Asta e făcută de Hasos. Eu vă arăt lucrurile care le-am spus în 2016, încă le-am și la birou și au fost în presă, un fel de obiective. Nu sunt obiective Lucian Harșovski. 2016 când? 2016, exact când am fost reales. Atunci am spus clar, uitați, asta pe perioada... Ați avut un discurs în... Nu, același discurs. 2016-2020 am spus obiectivele administrației din punctul meu de vedere, că nu sunt obiectivele Lucian Harșovski. Eu vorbesc de colegi, întotdeauna, de acei 10 consilieri, de domnul primar și, de ce nu, consilieri colegi și pe cei de la PMP, pentru că suntem într-o echipă în conducerea primăriei. Deci, alea nu sunt obiectivele Lucian Harșovski. Că nu, am spus, dacă Lucian Harșovski, te scoate bani din buzunare. Obiectivele sucevenilor și care... Autobuze electrice, tot ce înseamnă fonduri europene, mă ocup de aceste fonduri europene, grădinițele și îmi pare rău din nou pentru grădinița din Opcini și oamenii, mulți au fost după aia în audiență și au spus, bun, dar de ce? Păi, dar noi ce trebuia să facem? Să aducem și noi oameni, mase de manevre, grimele de rigoare, să iasă scandal acolo? Dacă ei așa au considerat cei de la PSD să se opună la o grădiniță în lateralul curții școlii numărul 9, autobuze, asta este. Grădinițe? Autobuze, grădinițe, ițcani, centru multifuncțional în Iscanul cinematograful Arta, aceste puncte de colectare a deșeurilor îngropate, da? Parcări, iarăși e un subiect important, modernizarea piețelor din municipiul Suceava, continuarea acestor modernizări, de ce nu noi sisteme de, sau un nou sistem de fluidizare a traficului, pentru că lucrăm și cred că anul acesta vom impune acest sistem cu sens unic de la intrare, de la intrare din municipiul Suceava. Sensurile, v-am spus, le vor spune specialiștii, dar specialiștii sunt tot oameni ca și noi și cred că vedem cât de cât. Sunt lucruri importante și le vom realiza în acest an sau le vom finaliza în anii viitori, pentru că sunt proiecte, multe proiecte, multe anuale. Da? Asta spune, bă, dar am văzut și anul trecut în buget acest lucru. Da, dar nu poți face peste noapte. V-am spus, sunt anumite lucruri care nu se fac. Și încercăm anumite fonduri europene, chiar și separate elvețiene, cu anumite mijloace de transport în comun electrice diferite față de cele care sunt programate.
Dar v-am spus, acest lucru se întâmplă datorită unei echipe, fie că vorbim de primăria municipiului Suceava, de anumite servicii care le coordonez și care spun eu că își fac treaba bine, că trebuie întotdeauna să și încurajez, și vă mai spun un lucru. Eu sunt de altă mentalitate, domnule Chiera. Să mergi la muncă trebuie să fie o plăcere. Inclusiv a colegiului, numai a mea. Să mergi, să zâmbești, să vorbești frumos cu oamenii, nu doar să aștepți 10 luni să iei salarul. Dacă ai un mediu atractiv acolo și mai pui și o glumă, mai stai de vorbă, mai nu știu ce, altfel ai productivitate. Dacă mergi supărat, vai de mine, mă trezesc dimineața să mă duc la muncă, și vorbesc din punctul de vedere al colegilor, care unii au o presiune foarte mare, unii poate au o presiune mai mică, dar stând de vorbă cu ei la un moment dat, chiar certându-i cu ghilimele de rigoare, dar la un moment dat râzând, înțeleg lucrurile că lucrurile trebuie făcute pentru suceveni. Și acest lucru se va schimba ușor, ușor mentalitatea. Dă-i omului de toate, ca să-ți dea și el de toate să facă tot ce trebuie. Înțeles. Domnule viceprimar, vă mulțumesc pentru faptul că ați participat la emisiune. Este prima pe acest an. Sper să meargă mie bine din perspectiva provocărilor politico-administrative. Domnilor și domnilor, aceasta a fost emisiunea de astăzi, 90 minute exclusiv, aici de la Bucovina TV. Eu sunt Mihai Chira. Sper să ne vedem cu bine săptămâna viitoare.